Radio Ascibilia Zeri, la Concert de la Armonie de Primăvară al Orchestrei Emanuel, organizat în parteneriat cu Școala Lucian Blaga Jibou. Mă numesc Tecla Joana, gata dumneavoastră la acest eveniment de orchestră, organizat cu ocazia venirii primăverii, dar înainte de a intra în atmosfera plină de bucurie, prilejuită de soare, lumină, cântece și floricele, dorim să facem așa cum zicea o vorbă din popor. Totdeauna lucrul tău stă în cer cu Dumnezeu. Biblia vorbește în cântarea cântărilor 2:11, că cea de care a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Vedem în fiecare zi cum natura își schimbă înfățișarea ostuză din timpul iernii prin seninul cerului, readucând la viață flori și păsărele. Dacă suntem puțin atenți, prin toate acestea Dumnezeu parcă ne șoptește: vă iubesc! Prin tot ce a creat pentru noi, îl putem zări pe El, autorul desăvârșit, cel care face și pentru sufletele noastre ceea ce face naturii, trezire la viață. Pentru toate acestea, copiii, pregătiți de domnul profesor Borzan Mircea și doamna profesor de canto, Volva Lucreția, vor cânta spre încântarea sufletelor noastre cântece dedicate scumpelor noastre mame și bunici, dorindu-le multe binecuvântări cerești și pământești. Pentru început, dorim să ne invităm pe cincașele eleve, Liceu Medea și Polba Celica, interpretând la pian cântecele Vine, vine primăvara și Cine mi-a dat viață. Iar Turian Oana va interpreta vocal cântecul Mama. Thank you.
interpretând cântecul Ochii cei mai dragi din lume, și pe doamna Păușara Luca, cântând vocal cântecul Dacă mai ai în lume azi o mamă. Iar, în cele ce urmează, câțiva copii mai micuți, pregătiți în cadrul atelierelor de muzică de către domnul profesor Borzan Mircea, vor interpreta vocal cu acompaniament un grupaj de cântece de primăvară. Cântecul acesta delicat, Am vrut să-ți culeg o floare și cine mi-a dat viață. Thank you.
dintre cele 10 porunci lăsate de Dumnezeu a fost: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ. Așa se face.
Ne bucurăm să avem alături de noi pe doamna profesoară Bolba Lucreția, cadru didactic la Liceul de Arte Ioan Sima Zalău, care de ceva timp colaborează cu școala noastră, având elevi care studiază artele cântului vocal. Le-am ascultat deja pe două din elevele dânsei, iar în continuare Alicia Rus și Oana Turian vor interpreta cântecul Într-un sat. Și probleme zi de zi,
Însă, nici greu când viața i-o predai lui Iisus, lui Dumnezeu, El este Cel care îți dă putere să treci peste toate și să mergi înainte. Cântecul refrenului spune, lăsați copiii să meargă la El. Să lăsăm copiii să încurajăm, să învețe despre Dumnezeu cât mai mult. Să fii nopți de-a rândul nedormite și probleme zi de zi. Însă nu-i nici greu când viața lui Iisus îi vei preda. Un copil aduce soare în casa ta. Lăsați copii să meargă la El, ia cât de frumos cu Iisus. El vrea să ne dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a dus. Lăsați copii să meargă la El, a lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și El, veți merge și voi acolo unde doar copiii mei. Un copil îți poate aduce când privești în ochii săi mângâierea cea mai dulce, chiar de ani îți par mai acasă seara și te-așteaptă patru sânt. Simți că cerul trecoboară pe pământ. Lăsați copii să meargă la El, ia cât de frumos cu Iisus. El vrea să le dea bucurii fel de fel, din gloria unde s-a. Lăsați copii să meargă la El, a lor este cerul întreg. Și dacă mai știți să iubiți ca și ei, veți merge și voi acolo unde doar copiii mei. Nu-i ușor să fii părinte, de-a uita să fii nopți de-a rândul nedormite și probleme zi de zi. Dar de știi să-i dai iubirea și să îndrepți pașii spre cer, vei avea mereu doar bine cu să meargă la El, a lor este cerul.
era așa de minunat. Despre aceasta vorbește și următorul cântec când spune și mama ne chema pe toți în casă.
Voastră copilași, dorindu-vă o primăvară cu multe bucurii în mijlocul celor